bunii carosabili în comuna Mătușă, Târbacău, zona Jitenie. Da. Comisia a dat aviz favorabil, ce știți? Da. Da, s-a dat aviz favorabil. E vorba de prelungire. Prelungire, da. 20 de metri în zona acolo, la ceea ce s-a făcut. Cine dorește să ia cuvântul? În gola, deja parte care este construită foarte bună, preia apele pluviale care vin de pe margine și considerăm că acest lucru a rezolvat problema. Dar acum, între garduri și rigole, există spațiul ăla care mă gândesc că ar fi amenajat fiind și stația de autobuz cu babeli. S-ar putea amenaja foarte frumos, și stația ar fi și foarte frumos. Dar cred că doar nu se turnă în beton acolo. Nu e așa distanță. Mare, nu cred că e o investiție enormă să nu putem să o susțin. Sunt conducte și după aceea, dacă facem o intervenție, trebuie să tai beton. Așa, pavealul ei, un exemplu la cei cu eroilor. S-a luat deoparte, dar trebuie cu conducta, a pus-o înapoi. Corect. De asta... Plus că este și stația de autobuz. Și nu cred că diferența de preț nu e diferența, că e un metru și ceva. La Jitării. La Jitării. La Jitării. Supunem, mai e cineva să iei cuvântul la acest subiect? Nu mai. Supune la vostru în faza prezentată. Cu ce s-a prezentat? Și cu... Cu papierele la sunteți de acord? Pentru că trece o grămadă de conducte acolo și încă nu s-au conectat toți la apă. Părerea mea să punem un strat de balastru și să mai să apă și când se face toate conectările la apă, punem papiere și continuăm mai departe. Părerea mea este. Și papiere se ridică. Și papiere se ridică. La bucare de păi. Ok, papiere nu le poate pune să termină o dată. Pavel, ei 10 paveli și a început cu conducta. Deja Gabor și cu cetățenii de acolo și-au pus conducta pe jos. Și-au pus din construcție. Deci când a construit domnul Gogu, ei deja și-au pus acolo. Nu pune pavele acolo, nu termină lucrarea. Rămâne așa. În moment ce am început, e corect, termină lucrarea. Se aprobă cu supunerea la vot, cu aprobarea, spune paveli și treaba va. Domnule, supuneți la vot. Sunteți de acord cu punerea pavelilor în zona Jitării? Da, da. Cine este pentru? Împotriva, abține? Singura zonă. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unei cantități de 1000 de metri cubi pentru amenajarea drumurilor sătești și terasa comunei Uituz. Domnule, dar haideți să facem o de disciplină, că să televizia să vă deci facem aici. Domnul Vici, vin la acest punct, la 1000 de metri cubi de material concasat, vin cu problemă. E bine să luăm material concasat 16.25. Mai mare. Un pic mai mare. Știți că e foarte la concasat. Se așează mult mai bine. Noi am dat ideea și nu dăm să rechiderea asta. 16.25. Este foarte bun, să știți, să leagă foarte bine. Asta e vorba de dimensiuni. Da, e planul dimensiunii. Da, înțeles. Sunt bani, uite, domnul Camil. Cum? Am adus eu, cum? Am adus pentru mine 16.25. Bani. Am dacă găsim, ați venit. Da, bani, poate. Păi odată ce s-a făcut mai multe. Doar pentru repararea drumului om, scrie clar. Cât costă o mașină? Dar la metru cub să plătești. Bine. Asta ne interesează. Se face o cerere de ofertă, nicio problemă. La cantitatea asta se poate obține un preț mai bun. 50 de lei tot transport. Uitați, domnule, nu știe. 50 de lei tot transport fără TVA. Un metru cub e în jur de 25-30 de lei, dar să dau un transport. Transformul în piatră concasată, cu de metri cubi, dacă duci la fixat, acolo ar trebui să mă luăm un 50 sau 100 metri, să avem pentru la iarbă, pentru că se zăpezit. Tot cu ocazia asta. Deci, e mult din asta. Nu din asta, de la el, dar tot cu banii. Da, este sigur. Cred că o fi mai frumos cu 50 de metri. Material antiteratoare. Material antiteratoare pentru iarbă. Nu trebuie să are. Nu merge să are. Sarea face numai roboțit și nu mai urci, nu mai cobor, gata, s-a terminat. Pe când, dacă nu are sare, se bate și mergi cu mașina perfect iar. Domnul președinte, dacă îmi dați și mie o întrebare, cu ce firmă se face transportul? Nu s-a specificat în documentație firmei. Deci se va face de... O licitație. Mă rog, o cerere de ofertă. Adică suma nu e atât de mare ca să fie... Nu-ți valori mare. Și nu știu problema. Da. Dorești să mai discuți ceva? Domnul Apostol Dorești.
avem de vreo 5-6 ani proiect de hotărâre aprobat cu podul de la școală de la margine. A fost și bani alocați, au bani s-au dat la alte lucrări și podul a rămas nefăcut. Dacă da, acolo bani, nu este pod la margine. 50 din, da, nu este la școală, cum să fie? Cum nu este? Ei, nu este pod. Nu trece mașină. Nu mai putem trece, domnule. Și este proiect. Da, dar n-am avut alte zone lucrând mai importante. Și acolo trebuie, băi, dar hai să fii poate pe alea care sunt mai importante. Și ele este important, domnule. Și ăla când va veni timpul, nu poate lucrurile. Și acum, putem de faptul că avem ceva bani la drumuri. Până facem podul la Gărățanul, adesea schimbăm traversele alea care sunt crăpate. Jupă animale picioarele cu efectul podul ăla. Domnul Apostol, acolo ar trebui făcut podul de la început. Da, până, da, da, până da, facem, până facem, nu trece de el. La prima mergi noi. Dar așa cum de cât, cât îl trebuie un metru cub distejar ca să schimbăm traversele care sunt crăpate și care sunt spate? Da, cum da. Cum da, 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 nu mai sunt, nu mai sunt traversii, a fost lăsate la mea Danilă. Eu nu știu ce i-a pus. Poate să spun domnul cineva la mea traversii, mai sunt traversii. Le-a pus toate? Dar putem analiza, putem măsura câte traverse trebuie schimbate și înlocui traversele, domnule. Da. E vorba de un metru, doi cub din bustia. Câte? Mare, mare. Domnul, câte sunt? Le numărat câte sunt? Da, gândiți-vă, sunt oameni, au animale, au câte un cad de asta 60 de milioane, jupe piciorul acolo, e destul somn. Mai este cu... Se poate să... Da, părerea, părerea mea este să luăm scândă de fapt și să vedem cum o suprafață de fugă, să punem în urmezii și scândă pe ea. Și atunci ai venit. Ce are un adărâri? Da, trecem la următorul punct, după cum am spus la începutul ședinței. După cum e la vot. Puneți la vot, domnul președinte. Pune la vot. Proiect de hotărâre. De azi primăvara. Cine este pentru? Pentru miercuri public. Ia să vorbim asta, nu mă înțeleg. Ia să vorbim asta cu 16:25, am specificat. Aprilie, vorbim la 50%. Domnul Gogo, puteți avea cu balastru ăsta nisit. Unde îl pune? Și barășirea ăla la școală stă, se joacă în timp. Dar trebuie luat de acolo, domnule. Trebuie luat. Dar asta nu s-a dus pentru, a rămas la o altă lucrare, la toate studiul. Dar atunci să-l întindem acolo, unde am întins pământul. Nu dați atunci, nu trebuie să stăm cu Consiliul aici. Sunt chestiuni din gospodării care le facem noi, cu primarul, Da, da, ca să știm unde depozităm. Păi acolo, la care te puteți voi, ce pentru zona margine, cu zona margine. Materialul antiderapant. Și pentru alte zone, ducem în zona respective. Că n-are o să-l cărăm la distanțe mari într-o parte. Marele pus undeva să nu se pune. Eu la margine răspund el, unde îl punem răspund. Dar în alte zone nu poți să. La piață, cum a fost mereu acolo, la stadion. Sau la piață și la piață e pasnic. Da, da, da. Dar n-am stabilit două zone, la dânsul acolo și la piață. De acolo ia tu fiecare zonă unde are nevoie iarna. Acum trece la următorul punct. Un proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local 11, prin care am aprobat indexarea unor taxe locale. E vorba de indicele prețului de consum pentru anul 2015. Au fost, s-au defalcat în sensul că pentru grupe de mărfuri și servicii, avem așa, mărfuri alimentare 90 și, de fapt, indicele, da, 98,37, mărfurile nealimentare 102, serviciile 103 și așa mai departe. Cu aceste indice se vor indexa contractele de concesiune și de chiriere. Asta e tot. Deci nu e nicio problemă, se vor recalcula, de fapt, sumele pe care ni le datorează cei care au închiriat și au concesionat. Da, avem aici, în spate, toate informațiile de la INS, la statistică. Da, material pentru acest proiect de hotărâre l-am primit. Că nu, acum a venit. Așa, avem avizul Comisiei de Buget. Comisia de Buget, dar noi dacă n-am primit... Este.
Nu știm cu cât indexăm, ce indexăm. Dacă nu știm, aprobăm. Este vorba de indexarea contractelor. 25% de inflație. Până acum anual aprobam, dar 25% anual. Fără să fie de pe 1.03, 1.02, 0.98 în funcție de... 2-3% în seara. Da, asta e. E vorba de defalcare. Probabil ce le-a fost aprobat anual, dar nu era defalcat. Acum, da. Solicitarea inspectorului la Curtea de Conturi l-am defalcat. Da. De-aia a fost vorba să le vedem. Au solicitat domnul de la... Corect. Da. Se pune la vot, băi. Cine este pentru? Abținere împotrivă? O chestie de formă, nu de formă, nicio problemă. Mai avem un proiect amenajarea drumului Sătesc în zona Baltă, până la izvorul de Saramureș. Care ăla? Foarte bine. La Saramureș. La... Aici la... Păi de ăla am zis eu, dar... La Baltă. Am făcut. Deci, ce are cuvânt? La zona Baltă, am încercat să duc balastru. Unii au zis să-l fac, alții au sărit că de ce duc balastru, că dacă fac drumul... Și fântâna, că nu s-a rămas. Să duce apă. Păi până acolo am vrut să fac drumul, da? A venit o cerere cu vreo 10 semnături ca să facem drum. Când am început să duc, am dus vreo 4 remorci de balastru, am zis prima dată pun balastru, să-l înalt. Dom'le, ce faceți aici, că intră apa în curte? Înălțăm drumul, nu-i bun. Atunci trebuie să ne gândim, facem șanț, și pe parte și pe alta, cum e în mult mai complet. Și unde dăm panta la... Aici este problema. La școală. Pentru că totul vine spre școală. Este un... La Baltă nu vine de încolo. Este unul care duce pe țară. În țară. Și este la cimitirul catolic aici. S-a înfundat Baltă, că era Baltă, nu se strângea, că de-aia ieșit în cealaltă. După aceea o luat spre cimitir. Oamenii și-au făcut rătiri. Unde de altă discutăm acolo la partea ultimii? Știu, dar vreau să-i spun. Ne facem drum aici, dar aici este mult mai... Acolo te-ai văzut situația reală de teren. Aici e mult mai complexă treaba, cu domnul care trebuie documentul. Până la urmă, este un proiectant, un document. Nu mai ar trebui, nu mai ar trebui. Un proiect și-a ales la vot. Să pune la vot proiectul în fază. Numai puțin. Inițiatorul domnului. Deci aș vrea să treacă acolo și un podeț. Deci sunt două puncte acolo, domnul secretar. Dar este și... Deci un podeț de trecere, că curge, este păi un podeț. Păi că se face proiectul, nu facă. Că se face proiectul, spune, trebuie de și un podeț obligatoriu ca să ai acces la izvorul de Saramura. Nu, trebuie pe rău drumul care duce la margine, aia vrea să spun. Da, păi... Dar ești în ridic. În dreapta, către margine. Așa, așa. Acolo trebuie făcut podeț. Și acolo sus trebuie. Și acolo trebuie amenajat. Că... Tot de 1000, că vine mare. Dar de viață, cine vrea să ia acolo? Domnul Otto. Eu să termin repede. Intrarea călcării. Vreau să pun 4-5 dali. E pantă și cum ies mașinile și partenează. S-a făcut niște găuri mari. Lumea... Luăm dali de acțiune. Și pentru și o semnalizare acolo la intrare. Domnul primar. La fiindcă ședință am spus, haideți să balastrăm drumul ăsta la Dumberești, dar a început școala. De la Dumberești, copiii, pe bucăți, n-au cum să vină. Încep până de toamnă, nu au cum nivel. Închirem pe de bascula aia de 30 de toni în două zile și am balastrat drumul. Dar discutăm din materialul dar nu vreau să vă gândi voi, că trebuie trei un scat. Punim balastru din râu și vreau să punim așa, asta am zis. Domnul Bunaru, am două cereri la... care au fost depuse la primărie. Domnul Albișteanu din Ciprian Mănuț, din Baiana Sărată, solicită 19,40 hectare teren situat în punctul numit Brundul Baiana Sărată, în vederea pășunatului animalilor. Iar tot însu are o cerere depusă care solicită 2 hectare teren pășunat situat în punctul numit Brund, în vederea stocării utilajelor agricole, întrucât dețin o fermă de animale. Deci dânsul are o fermă de animale, are utilaje și... Domnul Inginer, este acolo teren. Pentru... Pentru cât cere? Pentru acum. Pentru până acum n-a fost... Numai un pic, domnul Nițu. Eu deocamdată sunt eu de părere că ar trebui să intre în legalitate cu ce a luat deja, fără să mai întreb. Deci a luat... Da. Deci pe astea 4-2 hectare în pacea acasă, mă scuzați să intervină, intrați, nu înțeleg utilajele acolo deja.
Da. Am discutat cu domnul. Dacă sunt de părere că ar trebui să se facă o măsurătoare, să vadă cât, cum, în ce fel. De-am biștea și să-l punem în legalitate. Bun, am înțeles. În domeniul public acolo? Este în domeniul privat, acolo, acum. Consiliului local. Al primăriei. Domnul Ionel, dă-mi o dată, poate să-i apucă să-i spune. Stai, stai, numai un pic. Ce vrea el, dacă e vorba că nu sunt două ecrani, de ce vorbim noi acum. Dacă vrea să facă, să închireze, să concesioneze prundul ăla, unde am avut noi podul. Acum tu nu vreau. Am avut podul de pomană și ne-a bătut tot capul degeaba aici, pentru că el va îndrădi suprafața concesionată și nu am mai permite. Deci trec podul, dar n-am unde să mă duc, pentru că nu mai permite să mă duc la terenul pe care sunt acolo. Pe drumul ăla. Păi care drum? Pe când vezi podul, e un drum până la locul ăla de drum. Nu este, nu este niciun drum. No, comisia... Este drum, este drum de la o sondă la o altă. N-are voie să închide drum. Comisia trebuie să mergem acolo și vedem. Eu sunt de părere, fiind pășune, să meargă pe regimul pășunilor. Discutăm de regimul pășunilor. Pășunile cum să închiriază? Să depune o cerere, să face licitație și așa mai departe, îi dăm contract de închiriere pentru o perioadă de mai 5 ani, fără să facă prejbiri, fără să interzică accesul la concesiune. Dar închiriere ce are? Deranjează? Da, Sorin, dacă îmi prezbuiește, nu mai dă voie să nimeni. Păi nu mai dă voie. Dar să pun o condiție de aici. Nu pune nicio condiție să intre în părăzimul pășului. Deci nu mai fac de părăzimul pășului. Degeaba l-am mai făcut, pentru că nu mai lasă trecut. Domnul, nu închide, nu închide calea de acces, domnul inginer. Nu, părerea mea că nu închide calea de acces. Și, domnule, dar atunci ce închide? Când include suprafața de care discute el, include și domnul moșitor. El vrea ca să mai fie încercat de cetățenii din zonă că ocupă el acolo cu utilajul. Domnule, ce ocupă în prezent, haide să punem în legalitate, dar vreau să măsoare. Poate el să Domnul Ionel, deci și solicită dânsul, are o schiță făcută, este albișteanul Ciprianul ăla, 5250 de metri pătrați, cu... Bădescu Mircea. Deci ăsta-i râul Uituz, albișteanul, deci îl vrea suprafața asta. Pe asta care o are deja ocupată. Dar nu are ocupată, pe asta vrea. Dar să o măsurăm întâi să vedem, să o măsurăm. Deci pentru comisia... Este 5250 de metri pătrați. Iar restul iar 19.000. Iar restul prundul mori rămâne. Cine e locul nașului? Albișteanul Ciprianul. Ăsta avea 19.000. Aia pentru pășunat, iar ceva prin gata mai înțeleg. El vrea suprafața asta, o vrea ca să îi ține utilaje. Și 5.000 de metri? Da, 5.250. Să contracteze la pășunat. Gata, domnul Dumnezeu. Mai vedem ce de ce nu pășuri. Nu mai are nicio cerere, nu. Asta a fost aproape. Domnul Ionel. În atenția primăriei se construiește un graj pe domeniul public. Și pe în zona a râului Uituz, pe consolidarea râului Uituz, pe dig. Unde? Aici, la, de la Ciprian, mai la deal, Osoloș Romic. Acum merg. Ei, din BCA, a avut el acolo tot ilegal construit un grajd din lemn. A dărâmat și acum construiește din... din BCA. Și pe dig, mai sus, din lup, dolbale. Da. Unde a stat piștalul nebun. Așa. Și dacă vin ăștia de la Apele Române, probabil că tot primăria va fi amendată pe domeniul public. El n-are acte pe acel teren. Gata. Mergem acolo. Gata? Domnul Pau. E scandal, domnul primar și domnul viceprimar, spunem din lucru scandalul. Vin oameni și mă treau pe drum și ăsta cu... Să amenează puțin cu buldo, adică domnul viceprimar. Drumul la Cruci. Azi, la Cruci? N-am știut, așa și mai e puțin, a intrat cu buldozerul și trebuie să o mașină, o basculă sau basculantă, două de o remorcă, două de balastru, pe părău sărat la disc. Auziți ce aveți domnul Cipima, auziți ce acolo. Dar și la Dișca, domnul. Și la Dișca, domnul. Trebuie să trebuie după la asta, de asta de pe prun. Nu, de pe prun. Că n-am putut, crezi că domnul. Dar nu, când aducem și faci. Când aducem, faci. Deci nu mai trebuie o remorcă două de balastru și atâta. La ce pot anul școlar și la școala numărul 1 are o frontieră care se alimentează cu lucruri sanitare. De 3 zile cărăm apă cu udare. Câți metri?
Atunci, cu 12 metri. Și nu mai arată. Știi, domnul Iechit, când a căzut tot. Și acolo era să fie. Am luat recunoaștere la primărie, după cumva s-a stricat, am găsit altă negru și fiecare zi să mă iei, găsesc 500 de copii care poate să folosească într-o sanitare. Pentru asta vreau. Dar să știi că pentru asta, nu pentru urmă, nu ce ați. Noroc că nu a fost la așa de foarte trecută, stați. Discutat domnul Sfier, este un scol la ieșirii din Ferăstrău, care foarte multe lume vin și ia apă de acolo. Din oraș, la Modă Negru, din oraș, din la margine, din Cărcăi. Și de la Falcău. Și se fac poze acolo sau se ceartă oamenii la rând, obituare cu mașini. A zis că facem ceva, să amenajăm acolo un rezervor, cumva, ca să nu fie mai ușor. Dacă un rom, dacă un rom, ați spus cumva o care menține apa să aibă supraprință, să mă umple și restul să rămână. Să nu mai stea oamenii la rând. Deci din lua trecută... Și un acoperiș pentru iată ceva. Ce ne dorește să mai acoperi? Da. Domnul Frant, după-i vot. Domnul Vici, am vorbit cu Nelu Ponoca. Nu am vrut, nu ne-am apucat să facem, vrem să facem cu forțe proprii. Dar fiind vară și fiind nevoie de apă și multă coadă, nu ne-am apucat. Am zis că după 20 ale lunii, când nu mai e cald și ăsta, vrem să captăm izvorul, el pune la dispoziție conductă, pentru că jumate din apă este pe lângă Ciușmea. Și am vorbit și cu Traian, cu oameni, să se plimbă. La Botul Negru. Poate rămâne și da. Nu cred că rămâne, dar ne rog, am identificat izvorul subopiat lângă una. Au să fac cineva acolo, dar mai tare a pierdut apa acum. Și am zis să începem de lunea, atunci vedem că nu trebuie mult beton, să prindem cumva izvorul ca să nu mai curgă apă, până beton spui cu capac, să putem curăți și băgăm conductă de plastic. Și după aceea facem și apă. Trebuie și apă. Am fost ieri la Neșunț, la izvorul care am găsit anul trecut. Am să fac cu bulo câteva copii, iar să mai surpase. Debitul de apă e foarte bun. N-am avut pompă să fac debitul iar acum, dar să știți că nu dovedea cupa să scoată, într-una scotea cu escavatorul, nu dovedea să... Ce venea, ce scotea venea înapoi. Trebuie scos vreo două zile, că știi cum s-a întâmplat prima zi. A fost apă, vreo... Ședința următoare pe 22 octombrie, proiectul hotărâre privind târgul săptămânal. A zis să dați un răspuns cu drumurile pe margine. Săptămâna viitoare se poate lucrare între 20 a fost în 10 zile, a lucrat 5 zile. Mai bine 5 zile la margine atunci. Trebuie vorbi și cu domnul primar dacă facem hotărârea din nou sau mergem pe hotărârea care a fost. Domnul vice primar. Dacă mergeți, ajuns un buzor de informare. Dacă mergeți, ajuns. Sunt mulți. Aia vorbesc, dar dacă mergeți,